venit Iisus, ce stai la masă și ne împărtășești. Tu ești Domn al domnilor, Tu ești Rege al regilor, Tu ești Iisus. Tu ești Iisus, ce peștii și pâinile înmulțești. Tu ești Iisus, pe cei legați Tu îi descătușezi. Tu ești Domn al domnilor, Tu ești Rege al regilor, Tu ești Iisus. Tu ești Iisus, Tu ești Salvatorul, ești Izbăvitor. Pace, dragi frați și surori, în seara aceasta vă spun Domnul să vă binecuvinteze. Ne bucurăm că putem să fim din nou împreună și putem să ne bucurăm în această seară de sâmbătă, în care cu siguranță cred că Duhul Sfânt va fi la lucru. Mulțumim Domnului pentru că a așezat El lucrurile în seara aceasta și așa cum suntem, putem să lăudăm numele Domnului în seara aceasta. Alături de mine l-am pe fratele Gabi Axinte din Belgia, din Oradea. Domnul să-l binecuvinteze, să binecuvinteze Domnul și platforma Mesagerii Trezirii, pe frații care slujesc acolo. Domnul să binecuvinteze toată lucrarea, toată adunarea din seara aceasta. Și așa, ca să putem spre final să ne rugăm pentru cei care trec prin încercări, pentru cauze, El să fie Cel care să se atingă în seara aceasta de fiecare cauză, El să fie în seara aceasta Cel care se atingă de fiecare, de Cel care este în nevoie. Domnul să lucreze. Amin. Frate Gabi, mulțumesc pentru intervenția din această seară, pentru că te-am invitat aici cu mine în... Eu îți mulțumesc de invitație, frate Adrian. Te-am invitat aici împreună cu mine, eram singur în seara aceasta datorită fratelui Stelian, care este plecat la nunta fiicei lui. Așa că suntem împreună și putem să lăudăm pe Domnul împreună. Aș vrea, amin, slavă pentru Domnule, început să aduci un salut fraților. Apoi, ce ți aduce Domnul? Gândul pe care Domnul ți-l dă seara aceasta, cuvântul pe care Domnul ți-l dă. Să simțim prezența Domnului în seara aceasta, bucuria care ne leagă în Hristos în seara aceasta. Bucuria că-L cunoaștem pe El. Nu trăim într-un infinit, așa cum îmi spunea Domnul acum câteva seri, nu trăim într-un infinit, ci cunoaștem ceea ce avem o țintă, avem pe Hristos. Avem o nădejde, dragi frați, și mai mult de atât, vedem cu siguranță că El într-o zi ne va lua cu El în împărăția sa. Dar până atunci, noi trebuie să rămânem credincioși, trebuie să rămânem așa cum vrea Hristos, așa cum a hotărât Hristos și așa cum ne-a îndemnat aici cât timp a fost El acum 2000 de ani pe pământ. Așa că Domnul să aducă cuvânt prin tine, frate Gabi. Amin.
Amin, slavă Domnului. Mă gândeam că după atâtea ore de slujire și toate slujirea am avut noi pe platformă și cât am vorbit și pe live la noi, am zis că mi-am cam consumat cuvintele și ar fi fost nevoie ca să ține fratele Adrian seara aceasta o predică de bază. Da, Stelian Ionescu, l-am văzut aici pe live, Domnul să te binecuvânteze. Acum ne facem de cap așa în doi aceia, dacă nu ești cu noi, am vrut să fii. Și-a pus căștile la nuntă. Da, ne bucurăm. Da, Domnul să te binecuvânteze, frate Stelian, era o glumă așa serii. Cei care sunteți pe live, cum spunea fratele Adrian, avem un cuvânt de îmbărbătare. Și anume, să nu vi se tulbure inima într-o vreme de haos, într-o vreme de COVID, am putea spune, totuși de restricții. Uitați. Când suntem în prezența la Dumnezeu, spune cel care va cunoaște cu adevărat pe Iisus Hristos, va fi cu adevărat liber și veți cunoaște adevărul și adevărul vă face slobodă, adică nu veți avea nicio restricție. Noi avem acces și intrare slobodă înaintea tronului, spune Scriptura, de ce? S-o ruper deaua din templu și noi avem intrare slobodă înaintea Domnului. De aceea, în seara aceasta, e important numai ca noi să ne dorim ca să vorbească Dumnezeu prin noi, trebuie și voi să vă faceți partea, pentru că Biblia spune foarte clar și Sfântul Apostol Pavel, noi nu suntem pavelini, așa. Așa spunea clar Apostolul Pavel, rugați-vă pentru mine ca ori de câte ori îmi voi deschide gura, când voi fi pe psalm, când voi fi pe mesager, când voi fi cu tare să mi se dea cuvânt, da? Sau oriunde am fi, televiziune sau evanghelizări. Amin. Așa? De aceea, în seara aceasta, frați și surori, vă rugăm să numai ca să așteptați un cuvânt de la noi. Să așteptați un cuvânt de la Domnul prima dată și apoi nu uitați să vă rugați. Doamne, să nu cereți un cuvânt de la noi. Frate Gabi, dă-i un cuvânt. Frate Adrian, dă-i un cuvânt. Nu. Rugați-L pe Domnul să vă dea un cuvânt. Și noi să fim doar niște un fel de poștați, doar să vă dăm ceea ce Domnul a rânduit în seara aceasta. Deci, și dacă se va face ceva, nu se va face decât ceea ce noi suntem datori să facem. Conform slujbei, chemării cerești, am fost mântuiți, am fost curățiți, sfințiți și în cel din urmă am răspuns și la a treia chemare și anume de a răspunde chemării Dumnezeu în slujire. Deci Domnul face ce pot să întrebi chemări în viața credincioasă. Sunt multe ele, dar prima este la mântuire, a doua este la sfințenie, la o chemare sfântă și evlavioasă și a treia la slujire. Vezi în seara aceasta la care chemare vă aflați, la care ați răspuns, care nu aveți restanțe, este seara speranței. Seara în care, în mod deosebit, ne vom ruga, vom avea un cuvânt, ne vom ruga ca Dumnezeu să fie acela să vă ajute să răspundeți la fiecare chemare. Chemarea la mântuire, chemarea la sfințenie și nu dați să respectați ordinea. Nu există chemare la slujire prima dată, nici la sfințenie, la mântuire. Dar nici măcar la sfințenie, pentru că Biblia spune foarte clar, nu prin fapte suntem mântuiți ca să nu se laude nimeni, ci prin credință. Prima dată ce a făcut Domnul pentru noi, da, ai răspuns prin credință, prin har, amin, la mântuirea Domnului Iisus Hristos, ai mântuit sufletul, ai fost sfințit și abia apoi răspuns chemarea Domnului la slujire. Domnul să vă binecuvânteze. Deja mi-am și ținut o parte din predică, nu m-am gândit, da, Domnul să vă binecuvânteze. Amin. Frate Adrian, dacă ai ceva, în continuare. Da, aș vrea să fac o rugăciune în seara aceasta ca Domnul să lase cuvânt prin tine și aleluia, amin. La final voi aduce un îndemn înaintea fraților, apoi ne vom ruga, vom lua la rând Facebook-ul, eu, și amin, mă voi uita, voi citi cauze, vrem să interacționăm și cu cei care ne ascultă, ca să ne foarte rugăm bine, pentru cei bine care sunt cu noi și Domnul să lucreze, să se atingă de ei. Așa cum mai fac cu fratele păstor, cu Relu Bahnaru, așa vom face și la final în seara aceasta. Suntem doar noi doi, așa că vom avea timp și pentru cauze și Domnul să lucreze. Amin. 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 Slavă Domnului. Tată din ceruri, în seara aceasta venim înaintea Ta. Stăm, Doamne, de fapt și-și cerem ajutorul, Doamne, chiar în seara aceasta, chiar și în cuvântul care va fi, Doamne, aleluia, să fie mesajul Tău, mesaj din partea Duhului Sfânt în seara aceasta. Te rog, Tată din ceruri, să Te atingi Tu, să vorbești Tu în seara aceasta. Avem nevoie, Doamne, și au nevoie frații care stau și ne ascultă, Doamne, din partea Ta de un cuvânt, aleluia, Doamne. Au nevoie de o trezire, amin, Doamne, amin, și seara aceasta să fie seara în care să se întâlnească cu Tine, Doamne. Seara în care să lucrezi, amin, Tu, Doamne.
seara în care, Doamne, timpul Tău, Doamne, să se ajungă cu timpul lor, Doamne. Doamne Dumnezeule, Hallelujah. Vrem ca acest timp binecuvântat care ne-l-ai lăsat, Doamne, să fie un timp, Doamne, de aducere aminte, Doamne. De aducere aminte pentru mulți, Doamne, care ne ascultă, Aleluia. Doamne, pentru casa și familia lor, Doamne, pentru sufletul lor, pentru viața lor, Doamne. Te rog, Doamne, prin Duhul Sfânt, Doamne, să tori Tu, Doamne Dumnezeule, cuvânt după cuvânt, putere după putere, Amin. Doamne. Ești Domnul Dumnezeul nostru, Doamne, și stăm, Doamne Aleluia, Dumnezeule, și cerem de la Tine, Doamne, foc din partea Ta, Doamne, focul Duhului Sfânt, Doamne Dumnezeule, ca să miște, Doamne Dumnezeule, orice inimă să vibreze în seara aceasta, Doamne, și să vadă că, Doamne, Tu ești prezent, Doamne, și lucrarea aceasta nu se face prin forță omenească, Aleluia. Doamne, ci se face prin forța și puterea slavei Tale și a măreției Tale, Doamne Dumnezeule. Seara aceasta, Doamne, este o seară de închinare înaintea Ta, Doamne, și o dedicăm, Doamne Dumnezeule, pentru slava Ta dată din ceruri. Doamne, ne închinăm înaintea Ta, Doamne, și fă ca această seară, Doamne, să fie o seară de aducere aminte pentru cei care, Doamne, ne urmăresc, Doamne. O seară, Doamne, în care Tu să miști, Doamne, chiar, Doamne, să faci vindecări, Doamne Dumnezeule, chiar dacă, Doamne, vor fi Amin. Cazuri pentru care se va face ungerea, Doamne, Tu ești Domnul Dumnezeul nostru, Doamne, și cerem de la Tine, din partea Ta, Doamne, mesaj, Doamne. Îți mulțumim, Tată. Te rog, Doamne, ca Tu să Te atingi de fiecare persoană în parte, Doamne. Îți mulțumim și Te slăvim, Doamne. Amin. Amin. Aleluia. Frate Gabi, aș vrea ca Duhul Sfânt în seara aceasta să toarne în tine mesaj. Dar să fie cuvânt după cuvânt, foc după foc să fie așa, să fie Domnul în seara aceasta și doar Domnul. Domnul să fie lăudat. Amin. Amin. Domnul să fie lăudat, așa cum spuneai, frate Adrian, în seara aceasta. În sensul acestei seri, așa cum spunea fratele, va fi un timp în care vom vesti cuvântul lui Dumnezeu, care nu este doar slovă și Biblie. Vorbesc de cartea aceasta fizică. Cuvântul Dumnezeu, în primul rând, este un cuvânt spiritual. Biblia vorbește despre adevăratul cuvânt. Amin. Și anume, deci că este un fel de umbrire, un fel de dictare a lucrurilor, de fapt, care sunt adevărate, pentru că adevăratul cuvânt, Biblia spune foarte clar, tot în Scriptură găsim, cuvântul este Duh și viață. Repet, nu slova este Amin. Duh și viață. Una este slova Scripturii și alta este Duhul Scripturii. Cuvântul care este Duh și viață este aceea conexie ce poate să aducă la viață pentru noi. El este înainte ca să fie cuvântul scris în mod deosebit, înainte ca să fie pus pe hârtie, cuvântul era dinainte Duh și viață. Nu tâlcuirea cuvântului l-aduce la viață. Nu rugăciunea pe care noi spunem de multe ori, l-aduce la viață pentru noi, aduce viața din cuvânt în mod deosebit și din Harul Dumnezeu l-aduce în viața noastră, este altceva, nu că îi dă viață. Rugăciunea nu-i dă viață și Duhul în sine nu-i dă viață pentru că noi ne rugăm atunci, ci pentru faptul că cuvântul Domnului este veșnic. Chiar și Evanghelia pe care o predicăm, spune Apocalipsa în felul următor, zbura un înger cu ce? Cu o Evanghelie? Cum? Așa, de ianuarie 2021, nu? Nu. Și spune o Evanghelie veșnică. Evanghelie veșnică, glorie Domnului. De aceea, caracterul și am putea spune eternitatea Evangheliei, a cuvântului Dumnezeu este etern, da? Deci există o eternitate a cuvântului, există o veșnicie a cuvântului și nu în ultimul rând, cuvântul este acela care mișcă, care mântuiește. De aceea spune foarte clar cuvântul Dumnezeu și rugăm ca să mântuiască și în seara aceasta. Cum spune Scriptura, căci Evanghelia lui Hristos este predicată exact pentru mântuirea oamenilor. În ea nu spune că se găsește o putere, în ea se găsește puterea lui Dumnezeu. Deci ea nu are putere, nu, deci că are putere, dar nu-i scris că are putere. Ea este însăși puterea lui Dumnezeu. Pentru ce? Pentru mântuire. Și Domnul să lasă mântuire în seara aceasta. Și chiar cei care sunt mântuiți și care se îndoiesc de mântuirea lor, să le dea Amin. Nădejdea mântuirii, Amin. Că ei sunt mântuiți, glorie Domnului. În seara aceasta, prin harul Domnului, aș vrea să citesc, sigur că se poate mult dumneavoastră, vreau să citiți în casă dumneavoastră sau unde vă aflați și când veți putea, tot capitolul 8 din Nehemia. Și chiar primele două versete din următorul capitol, dar eu vă citesc doar trei versete.
și Domnul să ne binecuvânteze. Primele trei versete despre citirea legii sub Nemia, sub Ezra, în mod special. Pagina Sfânta Scriptură 504. Când a venit luna a șaptea, copiii lui Israel erau în cetățile lor. Atunci tot poporul s-a strâns ca un singur om, pe locul deschis dinaintea porții apelor. Au zis cărturarului Ezra să se ducă să ia cartea legii lui Moise, dată de Domnul lui Israel. Și preotul Ezra a adus legea înaintea adunării, alcătuită din bărbați și femei și din toți cei ce erau în stare să o înțeleagă. Era întâia zi a lunii a șaptea. Ezra a citit în carte dimineață până la miază, pe la locul deschis dinaintea porții apelor, în fața bărbaților și femeilor și în fața celor ce erau în stare să o înțeleagă. Tot poporul a fost cu lor aminte la citirea cărții legii. Amin. Vreau să vă spun în mod deosebit că aici, în acest pasaj și nu numai în vremea aceea în care, despre care vorbește Scriptura aici, în Nemia 8, în mod special, se vorbește despre o perioadă de trezire spirituală. Și cum în general tot la 3-a, 4-a predică nu fac ce fac tot la trezire, pentru că asta se numește chemarea, și cred că dacă ar fi vorba să vorbească, cu toată smerenia vorbesc, dacă ar fi să se vorbească în mod deosebit, și vreau să vă spun cu smerenie încă un lucru care mi-aș dori să întâmple mai mult decât se face și am putut să facem, vreau să vorbească despre, în mod special, despre apostolul trezirii. Dacă s-ar spune despre lucrare în mod deosebit, să fie cel mai smerit, cel mai neînsemnat lucrător în mod deosebit, dar printre alte parte ca și mesaj după mesajul Evangheliei lui Iisus Hristos, dacă ar fi să dea un cuvânt, să fie acesta apostolul trezirii. Sigur, nu doar un provăduitor al trezirii, ci cu adevărat să se facă trezire. Noi nu predicăm de dragul de a predica mesajul trezirii. Noi predicăm mesajul că știm că Domnul are putere să facă trezire. Și tocmai de ce predicăm trezirea? Pentru că este nevoie, numai așa, să spun la Bihor, nu? De aia. Deci trebuie să predicăm trezirea pentru că este nevoie de trezire. Așa cum George Whitefield la un moment dat, prin anii 1700, pe acolo, pe undeva, plus minus, spunea afirmător, tot întreba oamenii, domnule, de ce pregi atât de mult despre nașterea din nou? Și George Whitefield spunea afirmător simplu, pentru că trebuie, de aia. Pentru că trebuie să naștem din nou. La fel, de ce predic în mod deosebit despre, atât de mult despre trezire? Pentru că nevoia noastră fundamentală este nevoia de trezire. Și Leonardo Vigil avea un cuvânt, nu uitați, nu numai că trebuie să predicăm trezirea, să ne dorim trezirea, trebuie să fim treji, și iar dacă nu reușim performanța trezirii, alternativa trezirii este mânia, aici este problema. Dacă nu ne pocăim, și Biblia spune foarte clar, a rânduit o zi a judecății. Deci numai așa că se lasă că este opțional, mă rog sau nu mă rog, citesc din Biblie sau nu citesc, trăiesc cu Domnul sau nu. Dacă nu facem ce trebuie la vremea potrivită, va veni o vreme a judecății. Când fiecare creștin va fi judecat pentru fiecare cuvânt, să ne iasă din cap ideea că noi ne folosim de cuvântul ăla din Ioan 4 sau... Nu patru, iertați-mă, pe acolo spune un cuvânt, foarte cred că în 5, da? Cu 24, spune foarte clar că este drept, am trecut din moarte la viață și nu mai trece la judecată. Deci vrea să explice că noi ne-a dat o viață nouă, Iisus Hristos. Și nu mai trecem la judecata aceea, adică la judecata în care, judecata veșnică, știți care, cum este judecata veșnică, Apocalipsa 20, este numai sentința, nu e separarea care credem noi, capra și, da? Și oaie deoparte. Nu, acolo este sentința, o singură sentință, la moarte. Punct. De aceea trebuie să înțelegem foarte important, pentru că fiecare creștin, spune Biblia, va fi după Evanghelia mea, Dumnezeu va judeca lumea și va judeca pe credincioșii săi, în mod deosebit, și îi va judeca, spune Scriptura, că pentru fiecare, nu mai pentru fiecare gând, pentru fiecare cuvânt rostit. Adriane, în seara aceasta vreau să spun, frate Adrian, mă cutremură lucrul ăsta. Nu numai în momentul în care vorbim one-one, unul la unul, ci ideea care este? Că noi predicăm mult, sfătuim mult și pentru asta vom fi judecați. Mulți se grăbesc în mod special, se grăbesc în mod special, știți la ce? La a vorbi. Eu nu mă grăbesc la a vorbi. Și noi nu trebuie să ne grăbim la a vorbi, la a predica, la a învăța. Pentru că dacă vom vorbi cu orele, tonaj de cuvinte, vreau să vă spun în mod special, pentru fiecare tonaj de cuvânt, vom fi judecați. Marele om al Dumnezeu Tozer, la începutul secolului trecut, spunea în felul următor: mi-e frică pentru că va fi o vreme și voi răspunde în fața Domnului, în fața judecății, numai pentru lucrurile care le-am făcut, ci de ce le-am făcut. Numai lucrurile pe care nu le-am făcut, și de ce nu le-am făcut.
De aceea în seara aceasta să fim treji. Și Domnul să lasă un duh de trezire. Noi nu putem face trezire prin faptul că predicăm despre trezire. Noi nu putem să aducem trezire prin faptul că ne rugăm despre trezire. Ci în mod special, noi trebuie să credem în mod special, ne rugăm și citim Scriptura despre trezire și predicăm trezirea, dar cel ce face trezirea este Dumnezeu. Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Și Domnul să fie lăudat. Amin. Vreau să ating câteva aspecte înainte ca să fie un popor treaz, să știți că Domnul a făcut ceva. Pentru că aici vedem, vom vedea imediat câteva lucruri, cel puțin 5 lucruri care le-a făcut în mod special poporul Domnului pentru a avea loc o trezire. Și de altfel, trecând de acolo, chiar și predicatorul îi spun, chiar în exegeză, în ermeneutică, vorbesc de principiul ăsta despre atunci acolo cum aplicăm cuvântul. Trecem de la Biblia noi, spune așa, dacă atunci acolo a făcut poporul Domnului lucrurile acestea, ce trebuie să facem noi? Păi tot la fel, simplu. Dar până atunci vreau să ating un aspect important din Nemia, capitolul 2, să vedem că înainte, că aici este secretul. Când Domnul face o trezire, El nu trezește poporul dintr-o dată. În general, totdeauna când Dumnezeu a făcut o trezire, a făcut o trezire, a pornit-o printr-un om. Printr-un credincios, printr-o tânără sau un tânăr, printr-un frate, o soră, un evanghelist, nu contează, profet, da? Dumnezeu, în mod special, când face trezire, El alege în mod special, de regulă, în general, un om. Sigur, poate să fie și excepții, dintr-o dată așa. Dar, în general, se găsește câte un om. Și, de data aceasta, chiar înaintea de Ezra, chiar înainte de poporul Domnului, cel ce a fost trezit, în mod special, a fost omul acesta cu numele de Nemia. Să vedem unde este trezirea lui. Nemia 1, capitolul 4. Când am auzit aceste lucruri, am șezut jos, 1, 2, am plâns, mare atenție, una este plânsul și alta este jălirea. Uităm că în Scriptură spune că în zi de post să vă plângeți, spune și să vă tânguiți. El nu vrea numai să plângem, El vrea să ne tânguim. Și vreau să vă spun că puțini penticostali am văzut care se tânguiesc. Puțini baptiști am văzut că ei se tânguiesc. Puțini creștini. Și hai să evităm poate culorile religioase. Creștini în general. Nu creștinii, creștini. Cel care o vin la Hristos prin credință. Ok. Deci noi suntem chemați nu numai să ne smerim. Suntem chemați să plângem. Nu numai să plângem. Să agonizăm. Asta înseamnă jelire. Exact cum a agonizat Domnul Iisus Hristos în grădina Ghețimani. Și apoi încă un lucru. Am postit încă un lucru. M-am rugat. Deci 5 lucruri importante. Așezut jos. O lecție a smereniei. Am plâns. 3, am jelit, am postit și m-am rugat. Dacă vrei să fii un om al trezirii, nu un popor al trezirii, un om al trezirii. Dumnezeu nu caută popoare ca să facă trezire. Tocmai că popoarele au nevoie de trezire. Și întotdeauna când Domnul face trezire, face trezire printr-un om. Să știți. Domnul face, de exemplu, în mod special, au fost și alții care au fost folosiți, în mod special, pentru trezirea spirituală din sub Evan Roberts din țara Galilor, dar în mod special a fost și acest tânăr care s-a rugat 13 ani pentru trezirea spirituală și a venit trezirea spirituală. A vrut să facă o trezire în mod special sub trezirea, putea spune așa zis, metodist. L-a ales pe George, pe John Wesley, dar înainte de John Wesley, flacăra care a venit de fapt, cineva spune la un moment dat că de fapt prestigiul de care trebuia să se bucure în mod special nu era John Wesley, ci era George Wesley, pentru că de la el a venit flacăra în mod special. A ales un om, a ales un tânăr pentru trezire. Trezirea spirituală, în mod deosebit, în perioada de 7 ani de trezire consecutiv, prin Charles Finney la fel, nu a venit printr-o echipă, a venit printr-un singur om, prin Charles Finney. La fel a fost o perioadă când nimeni nu se ruga, se ruga cu atâta înflăcărare un om educat, Jonathan Edwards și așa mai departe. Dumnezeu în toate epoci a găsit oameni, în mod special, iertați-mă, a găsit oameni care în mod special s-au dedicat rugăciunii și pentru că s-au dedicat la Dumnezeu, Dumnezeu s-a hotărât să facă prin ei trezire. Deci, care sunt cele 5 lucruri care le-a făcut în mod deosebit Nemia, pentru care, sau care au condus în mod special la o trezire spirituală, și doi, care sunt cele 5 lucruri care le-a făcut poporul Domnului, care i-a condus în mod special la trezire spirituală. Să vedem, am șezut jos. Și în seara aceasta, oameni buni, dacă vrem cu adevărat să avem parte de puterea Duhului Sfânt, dacă vrem să avem parte de o trezire spirituală autentică, nu falsuri, nu șmecherii, nu focuri artificii și mai departe, nu, ci o trezire reală. Și normal, o trezire reală este aceea care trebuie să rămână, lăudat să fie Domnul. Deci, în primul rând, Nemia spune, am șezut jos. Asta înseamnă smerenie. Observați cum spune în 2 Cronici 7:14.
Dacă poporul meu nu spune că va căuta fața mea, nu spune că să se lasă de rău, deși spune acolo, nu spune nici măcar de rugăciune. Că noi pentecostali, mai ales pentecostali, spun în felul următor creștinii, da? Spunem că fraților, în mod deosebit, rugăciunea este aceea cheia care deschide cerul. Este drept, frate Adrian? Așa este. Și chiar este o realitate. Dar când? Și vă dau două argumente. Când? Vechiul Testament, în 2 Cronici 7 cu 14, spune foarte clar momentul dacă poporul meu ce va face. Primul lucru, prima condiție. Se va smeri. Se va smeri. Atunci când ai o rugăciune cu adevărat a smereniei, când te-ai smerit înainte, am spus de multe ori și Matei 6 și o spun de 1 milion de ori dacă e cazul, vă este folos, spune Pavel. Nu vorbim că nu avem ce face, puneți-vă la test și veți vedea că în loc de cuvintele astea vă aduce 1 milion de cuvinte dacă e cazul și vorbesc de mândrie, vorbesc despre ceea ce Domnul dă și vreau să vă spun în mod special, în predica de pe munte Matei 6 spune Iisus Hristos foarte clar. Nu spune că voi trebuie să postiți, nu spune că voi trebuie să faceți milostenie, nu spune că voi trebuie să vă rugați, ci spune că voi când faceți milostenie, să nu știți stânga de ce face dreapta. Ce înseamnă asta? Nu e un demn la milostenie, ci este un semnalment cu privire la milostenie. Când faci, ăsta e detaliul biblic, când faci milostenie, să fii smerit. Nu spune faptul că nu vă rugați. Chiar se rugau farisei și chiar îi critica pe farisei că se rugau altfel, cum n-ar fi trebuit. Spune, voi trebuie să fiți smeriți. Prima dată e smerenia, după aia e rugăciune. Amin. Dumnezeu nu ascultă Amin. O rugăciune mândră. Amin. Sau Amin. Un om mândru. Nu poate să-l asculte. Chiar dacă zice că se roagă. Este autoînșelare. Este o contradicție de termeni. Un creștin și mândria. Nu se poate. Un creștin adevărat este un om care se smeri cu adevărat. Domnul să fie lăudat. Și Amin. Simt că Domnul este prezent. Și El are în vedere să lucreze și în seara aceasta și Duhul Dumnezeu este prezent și vrea cu adevărat să lucrăm la smerenie, nici măcar la slujire, iertați-mă să spun, poate nici chiar la sfințenie, nici măcar la rugăciune, ci la smerenie. Problema numărul care văd eu la ora actuală este că suntem de multe ori destul de mândroci și mândroace. Trebuie să ne smerim. Și încă numai trebuie să avem o smerenie așa, un pic, ca un fulg vine, se așează și după aia suflu și pleacă. Nu, nu. Biblia spune să se statornicească. Nu numai că trebuie să fim răbdători, spune, să te statornicești în răbdare, în Iacov. De aceea, în seara aceasta, nu numai să avem un duh de, în mod deosebit, de smerenie, ci să fim îmbibați în duh, să ne ținem, să ne alipim, spune, și să alipește Domnul la fel. Așa cum te alipește Domnul, trebuie să te alipești și în mod special de Duhul Sfânt, de smerenie. Amin. Și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Și în tot în Noul Testament, Matei 6, la fel, despre post. La fel, să nu arăți că postești. Ce înseamnă? Este tot smerenie. Nu spune că nu posteau. Din contră, chiar posteau și destul de frecvent. Mulți pentecostali și baptiști și creștini nu prea postesc cum posteau ei atunci. Deci chiar posteau și dădeau din zeciuială și mai departe. Mulți nu dau zeciuială. Da? Dar ei făceau lucrul ăsta și totuși o făceau cu mândrie. Și totuși spunea, problema voastră nu este că nu postiți. Problema voastră că voi vă mândriți cu postul ăla. Problema voastră, voi aveți 3 bube, 3 boli. Voi, nu numai că nu e problemă că nu faceți milostenie, dar faceți, dar vă lăudați cu milostenia aia. Nu numai că nu vă rugați, adică ei chiar se rugau, pentru noi poate este valabil, dar ei chiar se rugau, spunea, când vă rugați să fiți smeriți. De aceea ne întoarcem, Nemia, în mod deosebit, este omul acela care este un om al smereniei. Păi cum să nu vină trezire cu un astfel de om? Când numai aude, mare atenție, nu a văzut cu ochii lui, chiar și-a cerut mandat, și-a cerut să fie delegat, să fie lăsat, să meargă în țara sa, să vadă cu ochii lui ce se întâmplă acolo. De la depărtare. Vă dați seama cum se cutremura și cum plângea și se jura dacă era chiar acolo în fața ochilor lor. Deci de la depărtare era în duh, mișcat de Duhul lui Dumnezeu. Am șezut jos. Amin. Știți ce înseamnă asta? Mi s-au muiat picioarele. Este exact așa senzația prezenței lui Dumnezeu când Ezechiel și când Ioan în Patmos, când l-au văzut pe Domnul, a căzut ca jos fără putere. Mi s-au topit picioarele, mi s-au muiat picioarele. De aceea în seara aceasta, dacă vrei cu adevărat să șezi jos, să fii smerit, așteaptă și cere prezența Domnului. Smerenia te copleșește. Când ești un om mândru, stai în picioare. Dar când Duhul Sfânt este prezent și smerit, se prezintă Duhul Sfânt și vei sta jos și vei spune, Doamne, sunt aici. Sau vei spune, vorbește, Doamne, că șobul tău ascultă. Glorie Domnului. Apoi, în al doilea, rămâne că am stat. Eu fac aici yoga. Stau jos și meditez. Nu, am plâns. Al doilea pas este plânsul. Ieremia a plâns. În plângerea lui Ieremia, la fel, găsim că Ieremia chiar este cunoscut de mulți teologi și predicatori. Și este predicat Ieremia ca profetul lacrimilor. El a fost un profet al lacrimilor.
Dacă ar fi să transportăm de la atunci acolo, acum și aici, oameni buni, frate Adrian, câți plângem? Câți predicatori, despre câți predicatori și cântăreți ar spune, este cântărețul lacrimilor. Este predicatorul lacrimilor. Omul ăsta, numai că face circ așa sau așa vrea senzații, cu adevărat e Dumnezeu cu el. Simte. Aleluia. Aceea, în seara aceasta, cei care sunt aflați pe live, cei care sunt în studio sau fratele Adrian, haideți împreună cu mine, în Belgia, să ne smerim, să ședem jos. Prima etapă să ne liniștim, să te liniștești, să fii smerit. Atât de smerit și observați ordinea biblică. Așezut jos și am plâns, știți cu ce este valabil? Este ideea, introducerea, observați, revelații care nu le-am găsit din cărți, dar Duhul Sfânt este cel care ne dă. Uitați-vă Matei 5:3. Care sunt primele două fericiri? Chiar predică-i un pic de la noi pe live, pe platforma Mesajele Trezirii. Fericit de cei săraci în Duh, adică cei smeriți. Vedeți smerenie aici? 2. Am plâns. Care e a doua fericire? Fericit de cei care plâng. Observați? Deci, ce a fost va mai fi? Predicația de pe munte, de fapt, a fost în Vechiul Testament. Și lucrurile care au fost în Vechiul Testament, cum spune Ecclesiastul, ce a fost va mai fi? Dar în altă formă. Dar ce în seara aceasta ai vrea să se împlinească cuvântul Domnului Ecclesiastul, ce a fost mai fi vrei, dacă a fost atunci cu Nemia? Ce ar fi să întâmple cu mine? Să stau eu jos? Să stai tu jos? Dacă a fost cu Nemia, a plâns el atunci. Și Ieremia a plâns și alți profeți au plâns. Ai vrea să plângi? Toți vor în trezire, dar nu există trezire fără lacrimă. Și Domnul să ne ajute să plătim prețul. Ce înseamnă să plătești prețul? Să-ți chinuiești sufletul. Implică smerenie, implică plâns, lacrimă și să te jelești. Și cum spune Scriptura, tânguiți-vă. În prorocul Ioel există o expresie și în Noul Testament spune... Pentru ce aveți suflet de preacurvare, pentru ce aveți inimi împărțite și spune, simțiți-vă ticăloșia. Și asta este problema. Am spus de multe ori și mulți sunt deranjați. Mi-a cum vorbesc despre ticăloșie, despre propria păcătoșenie, despre cutare. Da, suntem sfinți, suntem chiar desăvârșiți, dacă e cazul. Dar când e vorba de păcăință și păcătoșenie, pot să spun, nu-i greșit dacă spun, ai milă de mine păcătos. Păi dacă tu te vezi numai neprihănit și te crezi numai neprihănit, spuneți-mi, neprihănitul, neprihănitul care plânge cu adevărat. Dacă el numai se bucură de autoneprihănirea lui, se bucură de ungerea lui, păi unde mai încape loc de plâns? Unde mai încape loc ca să simți? Deci omul cel nou este adevărat, da, sunt înnoit, sunt copilul Domnului, am putere de sus, puterea Duhului Sfânt, dar tot acest har ne duce spre o stare de smerenie, exact că noi predicăm că numai la cine nemântuit este valabil rugăciunea vameșului așa, care a spus, ai milă de mine păcătosul. Crezi că s-a schimbat ceva? Nu. Tot așa trebuie să rămâne. Da, este drept, nu un păcătos fără nădejde, nu un păcătos nemântuit, ci un păcătos mântuit, dar nu uitați, rugăciunea aceasta nu este expirată. Fiecare pocăit, fiecare creștin trebuie să facă rugăciunea aceasta. Este scris în Biblie. Și dacă rămânem așa, asta este rugăciunea smereniei. Că asta era problemă, uitați-vă acolo. Nu neapărat ideea, formularea cuvântului, ai milă de mine păcătosul, ci ideea de smerenie, acolo se punea problema smerenia vameșului și mândria a cui? A fariseului. Și acum lecția care este smerenie, dar cum să ne smerim? Exact cum spune acolo, smerenia asta te face. Ce l-a făcut pe acel om să facă lucrul ăsta? Smerenia. Noi spunem că suntem păcătoși, dar de fapt și spunem că suntem smeriți, dar de fapt smerenia pe noi nu mai face să spunem, Doamne, ai milă de mine păcătosul. Deci partea ce a făcut Domnul este adevărat, o făptură nouă, neprihănit, întărit, credință, pace mai departe. Dar din punct de vedere al omului, am putea spune de afară și de omului vechi, care încă este, nu este mort și nu poate să fie neutralizat până trecem din viața asta, firea unui tați, de-aia spuneți să veghem, că trebuie să stea pe cruce. Și dacă vrea cineva să vină la mine, să vină. După ce vine, acei care spun că suntem, da, per total, 100% gata, sfințiți, nu mai avem nevoie deloc, păi de ce spune atunci ca om care am venit deja la Hristos, spune să mai mă lepă de sine? Să-mi iau crucea în fiecare zi. Nu așa, în fiecare zi. Păi trecut, Domn, m-am mântuit. Frate Adrian și frații care sunt pe live, nu? M-am mântuit, gata, sunt sfânt, sfântoc, sfântoacă. Nu. Să-ți iei crucea în fiecare zi și să-L urmezi pe Domnul. Asta înseamnă smerenie. Domnul să ne ajute la lucrul acesta, amin. Și bine ar fi să trecem la a treia treaptă, numai să plângem, ci să ne jelim. Să ne jelim. În general, poporul Israel doar atunci simțea în mod special că e vremea postului, când simțea că erau chinuiți în interior și se jelesc. Noi, din păcate, numai la modă
Nu numai să ne jălim, să plângem numai la modă. Cu cât mai mult numai la modă, în mod deosebit, ca să jălim. Exagerez, poate exagerez să spun lucrul ăsta și eu îmi plâng această stare, că de multe ori am puterea doar să plâng, dar să jelesc, din păcate, o facem atât de rar. De aceea, în seara aceasta, în al treilea rând, în mod special, să ne ajute Domnul să învățăm acest secret, această cheie a trezirii. Cheia, prima cheie este trezirea, a doua cheie este plânsul, a treia cheie este jelirea și a patra cheie este postul. Și a cincea cheie este, m-am rugat înaintea Dumnezeului cerurilor. Este rugăciunea. Și aș vrea să spun mai departe, a șasea cheie, sunt șase căi importante, este mărturisirea păcatelor. Pentru că El își mărturisește păcatele. Șase chei importante pentru trezirea aici. Dacă vom face ceea ce a făcut Nemia, se va întâmpla ceea ce s-a întâmplat pe vremea lui Nemia. Dacă vei face așa, vei lua modelul de tip Nemia, omul trezirii, și vei fi un om azi și vom fi oamenii smereniei, oamenii plânsului, ai tânguirii, ai postului, ai rugăciunii și al mărturisirii păcatului, Domnul își va grăbi trezirea spirituală. Domnul să fie lăudat. Și dacă Domnul ne va ajuta în această seară, aș vrea să trec puțin la Nemia 8, primele trei versete. Mă voi folosi de și versetul 8 și de versetul 1 și 2 din Nemia 9. Vreau să prezint în mod special 5 lucruri importante. Lucruri pe care, sigur, am vorbit de multe ori în acest text, dar în seara aceasta chiar am împărtășit cu băiatul meu, cum am văzut că sunt de ore în șir tot vorbind pe diferite platforme sau lucrări diferite, am spus, Doamne, n-am mai păcat nici să trag răsuflul și să meditez, să spun ce mai vrei să spui. Și marea minune a fost faptul că doar așa câte o licărire de stand-by sau de oprire, un pic din activitate, în 5 minute este un miracol să ai parte de revelația Duhului Sfânt și să-ți dea într-o clipită, într-un minut, frate Adrian, un minut, două, să te trezești cu un cuvânt că în două minute deja știi, așa că la un diafilm, ca la un film, da? Vezi în mod deosebit dinainte totul și știi că, de fapt, dintr-o dată, într-un minut poți să vorbești, îți dau un mesaj de 2-3 ore. Este un mare har. Asta se numește revelația lui Dumnezeu. Și Isacu spune Scriptura că va veni Duhul Sfânt, El va veni în ajutorul Sfinților, inclusiv a predicării, inclusiv a slujirii. Amin. Și asta ne bucurăm, că în astfel de slujiri, chiar mulți unii zic, Doamne, nu știu cât te pregătești tu, cum poți tu, când ai tu timp, cât mai ai timp de studiu, dacă tu tot urma vorbești și mai departe. Vreau să vă spun că mi-a făcut timp la vremea mea lucrul ăsta și îmi fac timp, dar de multe ori mă bucur că nu am timp necesar cât aș fi vrut, ca să nu am procent des din cauza studiului meu. Nu. Chiar și acum, și mai înainte, pe la noi, pe live, pe platforma Mesagerii Trezirii, au fost mesaje câte 2 minute la fiecare. O minută a fost pentru Mesagerii Trezirii și o minută pentru Psalm. Asta m-a rușit eu să meditez. Și iată că Domnul este Cel ce ne dă cuvânt, ne leagă lucruri și chiar sunt multe lucruri, că îmi pare rău că n-am timpul necesar să mă reascult. De multe ori tot zic că îmi iau pixul și eu și notez din taine pe care, chiar n-am niște răspunsuri pe școală de slujire, frate Adrian, a zis, Domne, n-am vorbit lucrurile astea în viața mea și le-am văzut, citeam de multe ori Scriptura și nu le-am văzut cu ochii mei. Deci am o vorbă. Când predau în mod deosebit, nu numai cei care mă ascultă, studenții mei sunt aceia care iau notițe și eu notițe. Mă, dar faină idee. Cine poate să facă lucrul ăsta? Duhul Sfânt. Repet, deci Amin. Nu este un motiv de laudă, ci este un motiv pentru dumneavoastră să vedeți că noi suntem mai sfântoși ca voi, nu suntem mai meritoși ca voi, și atunci când Amin. Suntem slabi, de fapt, suntem tari. Domnul ne vine ajutor, de aceea puneți-vă încrederea în Duhul Sfânt. Azi vine Duhul Sfânt ca să deschidă Scriptura, să îți dea har în rugăciune și Domnul să vă binecuvânteze. Amin. Domnul Amin. Să fie lăudat. 5 lucruri importante și Domnul să lucreze. Apoi dacă Domnul mai vrea să mai spună ceva sau să nu spun, iar e bine, dacă vrea să spun, iar e bine. Cum vrea Domnul. Amin. Amin. Era vorba din bătrân, frate Adrian, domne, cât să întreba frații, predicator, domne, cât timp am? Acum suntem obișnuiți, vezi, vin frații cu ceasul, 15 minute, 20, jumătate, dar înainte era o vorbă și chiar că se țineau de cuvântul ăla. Domne, cât de Domnul? Da, nu vorbesc în sensul ăsta ideea de abuz, dar cu siguranță că mă bucur de disponibilitatea fratelui Adrian, care a spus foarte clar, dacă știi că Domnul vorbește și e ungerea Domnului cu tine, nu te opri și lasă pe Duhul Sfânt să lucreze. E minunat când slujești pe platformă în care nimeni nu te restricționează, nu că ideea ca să faci pe cealaltă parte să-ți faci de cap, ci ideea pur și simplu să te simți liber, să știi că Duhul Sfânt poate să vorbească așa cum vrea El și în timpul și calitatea și tot și oamenilor potriviți. Mă bucur suntem că aici mă pot simți aici și comod. Haleluia. Suntem aici pentru că știm ce a făcut Dumnezeu pentru noi
Și nu că am fi de undeva plătiți sau susținuți cu financiar sau alte lucruri, exclus. Suntem aici pentru că iubim părtășia frățească. Și suntem aici pentru că toate ne-au unit în Hristos. Eu am un text în seara aceasta care am să-l citesc. Și textul acela va vorbi despre cuvântul lui Dumnezeu. Și... Amin. Continuăm. Continuă, te rog, frate. Păi te ascult, dacă vrei să spui ceva, acum chiar... Nu e acum. Ok. Dacă vrei... La final. Bine. Bine. Vreau să anunț următoarele lucruri. Și mă rog ca Duhul lui Dumnezeu să fie acela care să meargă pas la pas cu mare atenție, e un cuvânt. Să vină să mă urmeze în Noul Testament, să se repede de sine, să-și ia crucea în fiecare să mă urmeze. În original și cum spune? Să mergem pas la pas cu Domnul. Deci numai că-L urmezi. Mergi pas la pas cu El. Se oprește, El te oprești. Mergi înainte, merge și tu înainte. Exact cum spune Scriptura, când se oprea stâlpul de foc sau de nor, ziua, se oprea și tabăra, când se ridica și pleca și ei, în mod special, plecau și urmau stâlpul de nor ziua și stâlpul de foc noaptea. De aceea și în seara aceasta, da, slavă Domnului și ăștia, oamenii ăștia 6.000 erau numai soldăței, numai cei care spune că erau în stare să poarte armele, afară de femei, afară de copii și de o grămadă de lucruri. Deci erau, de fapt, în jur, unii teologi spun că era vorba la vreo 2-3 milioane sau unii chiar până la vreo 5 milioane erau acolo în care mare minune aceasta, scoatere din Egipt și a călătoriei prin pustiu. Cu toate acestea, cheia, succesul lor a fost atâta vreme, a fost bine cu ei până când au urmat stâlpul și au ascultat poruncile Domnului. Când au ieșit din sfera aceasta, au avut de suferit. Și din păcate au suferit de mult, o generație întreagă a suferit, în mod deosebit, încât efectiv n-a putut să îi ducă mai departe în țara Canaanului până când o generație întreagă o trebuie să facă praf cu ei și abia următoarea generație să poată să experimenteze intrarea în Canaan. Și doar doi dintre generația veche au ajuns, s-au dat în Canaan cine? Iosua și Caleb. Au fost doi oameni dintr-o generație, vă dați seama, este dureros. De aceea, cum spune Eclesiastul, ce a fost mai fi, să nu credeți, chiar dacă mulți o spun, doar nu credeți că Dumnezeu este acela care și-a lăsat cerul care este etern, da? Să fie gol și trebuie să-i să bage pe ceva, da, bagă, dar nu oameni întinați. Și Biblia spune, dacă spune Biblia, e știe să-și umple bine cerul, dar cu siguranță nu uitați, cum spune Scriptura, mulți sunt chemați, nu s-o schimba cuvântul, puțini sunt aleși. De aceea trebuie să veghem, că există pericolul de a pierde această alegere. Domnul să ne binecuvânteze. Cele 5 lucruri importante, în mod special în ce privește trezirea spirituală, lucruri care s-au întâmplat în trezirea spirituală, care deja a început să aibă loc pe vremea lui Nehemia. Primul lucru este unitatea poporului Domnului. Și vă voi da un principiu în corelare în ce privește Noul Testament. Nehemia 8:1 spune așa: atunci tot poporul s-a strâns ca un singur om. Asta înseamnă unitate. Dar nu o unitate așa pe sărite. O unitate, adică toți ca un singur om. Dacă își deschidea ceva gura, toți și-au deschis gura. Dacă tăceau, toți tăceau. Dacă era vorba să vină cineva acolo în fața platoului, cu toți au venit. Asta da unitate. Observați ce spune în Noul Testament, vă dau două versete. Unu, cu toți spune, în ziua de Rusalii erau una. Numai așa vine Duhul Sfânt, că suntem una. Și dacă vrei să ai parte de trezire spirituală, fii una cu fratele tău. Nu fii în judecată cu fratele tău. Nu fii necredință cu fratele tău. Nu judeca și fii un om al iertării și Dumnezeu te va binecuvânta. Iertarea poate să sape, să fie ceva destructiv în biserică, dar și în unitatea bisericii. Și apoi, dacă odată ce am fost uniți, cum spune Scriptura în Fapte 2, de aceea a venit Duhul Sfânt, uitați-vă în Scriptură, că nu numai trebuie să primim, numai că trebuie să primim unitatea, numai că trebuie să fim uniți. Spune Pavel în Efeseni 4 foarte clar, căutați să păstrați unirea Duhului. Deci n-ai primit ceva care l-arunci la gunoi. Caută să păstrezi unirea Duhului. Și ăsta este un test. Este un test în care a nu fi uniți, iar când ai primit unitatea, repede, dacă nu veghim, vrășmașul ne poate fura unitatea. Deci prima, numai condiție, manifestare, în mod special a trezirii spirituale, când oamenii ajung să se unească.
să dea mână de pace, să pună să evanghelizeze împreună, să dea la o parte cu diferențele sociale sau intelectuale sau teologice și mai departe. Atunci este un semn că acolo deja începe să aibă loc o mișcare a apelor și o trezire spirituală. De aceea în seara aceasta, dacă vrei cu adevărat ca să ai parte de o trezire și dacă vrei să recunoști o adevărată trezire autentică, o trezire autentică nu are loc într-un mijlocul lor dezbinări. El are loc în mijlocul unității și acolo de oameni se unesc. Poți tu să te unești cu fratele tău, cu sora ta, cu soția ta, copiii tăi, cu alte biserici. Fac o paranteză, există și pericolul acesta și am văzut acest pericol și mă că ne așteaptă. Și chiar unii au ajuns într-o astfel de stare încât să spună cumva, domnule, nu mă duc la biserica aia că păstorul ăla așa sau că biserica așa. Noi nu trebuie să fim așa, noi trebuie să fim unitate, să vedem pentru unitatea bisericii. Repet, iubim biserica Domnului și Domnul iubește biserica și biserica sa, dar nu uitați, el iubește o biserică și se poate folosi de o biserică unită. Spune Pavel, păstrați unirea Duhului. Nu trebuie să ne vorbim de rău, chiar dacă sunt predicatori buni și mai puțin, chiar dacă sunt predicatori firești sau și duhovnicești, vreau să vă spun, noi trebuie nu să vorbim de rău, nu trebuie să judecăm, sigur trebuie să spunem cuvântul direct, așa cum este, cum spune Pavel, în partea drept cuvântul, asta nu înseamnă judecată, dar cu siguranță trebuie să o facem cu iubire și chiar o mostrare să facem două lucruri, în înțelepciune și doi, se face în ce? În dragoste. Și Domnul să ne binecuvânteze la aceasta. Amin. Deci, o primă manifestare a trezirii spirituale în mod deosebit este această unitate dovedită fără ca ceva să vorbească, iată, ca un singur om, cu alte cuvinte vrea să spună că fără să se vorbească, s-au înțeles, așa s-au întâlnit pe locul deschis dinaintea porții apelor. Noi știm cine este apa, adevărata apă. Eu sunt apa vieții, spune Iisus. Aleluia! Totdeauna când are loc o trezire, oamenii vin să-L caute pe Iisus. Când are loc o trezire cu adevărat în evanghelizare și oamenii se întorc în urma evanghelistului, nu se datorează, cum au crezut mulți, evanghelistului, mă, ce evanghelist, și vin frații, păi îl chemăm și pe noi, și noi îl chemăm acolo. Normal, nu de datorită evanghelistă, și evangheliștii au un rol important, ca om, trebuie să-ți faci partea, dar nu uitați, Domnul nu face trezire că predică un evanghelist, Domnul face trezire că vrea el. Pentru că când vrea el trezește un evanghelist și îl trimite acolo. Să fie un canal să-l folosească. El nu face trezire pentru că noi ne rugăm, ci pentru că în mod special îi face trezire că vrea în ceasul de, în locul de, prin cine vrea și unde vrea, dar și pentru faptul că el vrea să facă trezire, vrea să fie onorată trezirea lui, ce face? Ridică oamenii la rugăciune. Noi înțelegem tot altfel. Trebuie să ne rugăm că Domnul va face trezire. Nu, și dacă nu ne rugăm, nu face. Nu, ba da, el, când vrea să facă, el tot va face. Și pentru că el face, atunci te trezește pe tine. Glorie Domnului! Și Domnul să ne binecuvânteze! Deci, iată că este o unitate, am spus că apa este Iisus Hristos, este Duhul Sfânt și în seara aceasta, în al doilea lucru, spune cuvântul Domnului foarte clar, că ei au devenit să fie cum? Setoși și flămânzi după ce? După cuvânt! L-au chemat pe Ezra să le citească Scriptura, legea Domnului. Și uitați care este ordinea în mod special. 1. Citirea, 2. Tâlcuirea și 3. Practicarea. Astea nu sunt principii de exegeză sau ermeneutice sau din teologie. Este Biblie. Observați, Ezra a citit, deci numărul 1. Nemia 8:3. 2. Versetul 8. Citeau deslușit în cartea legii și arătau înțelesul. A doua etapă. Deci, citire și doi, explicarea Scripturii. Și apoi spune cuvântul Domnului foarte clar. A doua zi, capii de familie din tot poporul, preoții și leviți s-au strâns la cărturarul Ezra ca să audă tălcuirea cuvintelor și au găsit scris în lege, observați, au găsit scris în lege că Domnul poruncise prin Moise că fiul Israel trebuie să locuiască în corturi în timpul sărbătorii lunii, a șaptea. Atunci au trimis să răspundească vestea aceasta în toate cetățile și la Ierusalim, duceți-vă la munte și aduceți ramuri de măslin, adică acțiune. Observați? Trei etape, asta vine, asta este adevărată trezire. Când oamenii vin să caute cuvântul, doi, citesc cuvântul, trei, primesc tălcuire din cuvânt și patru, aplică cuvântul. Domnul să ne binecuvânteze, repet, nu sunt din cărți, nu sunt din exegeze, textul așa mai departe, sunt din Scriptură și exegeză simplă, nu teologică și exact pe text. Și în seara aceasta mă rog ca Duhul Dumnezeu să lucreze și noi să avem o foame după cuvânt,
Să fim oamenii aceia care, în mod deosebit, să fim oamenii care să citească cuvântul, să caute cuvântul, să primească tâlcuire și, pe de altă parte, să caute să aplice cuvântul. Și Domnul să ne ajute la aceasta. În seara aceasta, cei care sunt pe live, am un cuvânt profetic. Nu vă așteptați la o trezire spirituală dacă nu iubiți cuvântul Domnului. Trezirea spirituală înseamnă că ești unit cu Domnul tău, cu fratele tău de credință, dar implică în mod special și o întoarcere la cuvânt. Toți oamenii, în general, care au fost folosiți în mare treziri, pe vremea moraviană, pe vremea sub Wesley, metodist, trezirea metodistă, Eva Robin în Țara Galilor, Charles Finney, biserica de pe Asusa Street, pe Nicostală. Oamenii aceștia și cei care au fost botezați primii în anii 1900, chiar de anul nou, am putea spune, la intrarea în secol, chiar dintre ani, da? Au fost niște tineri și a fost prima tânără care a fost botezată cu Duhul Sfânt chiar în noaptea de anul nou, la miez de noapte, am putea spune, stărea după Duhul Sfânt și așa s-a reînviat cumva pentecostalism, am putea spune și așa, în mod deosebit la rugăciune, dar înainte de rugăciune, nu uita, și ce au făcut acești tineri? S-au pus să studieze, să vadă dacă vorbirea între alte limbi, botezul cu Duhul Sfânt și vindecarea divină au o chitanță biblică. Și au citat Scriptura și au găsit argumente că vindecarea, vorbirea între alte limbi și lucrarea Duhului Sfânt nu a încetat, ci ea trebuie să continue. Și apoi s-au rugat. Deci trezirea n-a venit în rugăciune. Ei au experimentat în rugăciune trezirea. Trezirea a venit prin cuvânt. Așa a venit mișcarea pentecostală. Mulți spun la rugăciune. Da, dar prin faptul că au studiat și au vrut să aducă argumente, da, eliberarea divină. Noi credem în eliberarea divină, în vindecarea divină, în botez cu Duhul Sfânt. E numai că au fost, el trebuie să continuă mai departe. Și așa a venit trezirea spirituală, prin cuvântul Domnului. Și apoi s-au rugat. Și pentru că s-au rugat, pentru că ei au crezut, Doamne, dacă este cu adevărat, dă-ne semnul acesta că încă nu s-a oprit, aleluia. Și au fost botezați cu Duhul Sfânt. Apoi, la fel, pentru ceea ce știu, istoricul bisericii pentecostale din România, da, la Păuliș, în Arad, în județul Arad, foarte clar se știe că a fost o femeie, în mod special soția fratului Bratin, da, spune foarte clar că ei au auzit o broșură și au scris, domnule, în America sunt la ora actuală vindecări, eliberări și botez cu Duhul Sfânt. Erau baptiști. Era un slujitor diacon baptist, fratele, în mod deosebit, Gheorghe Bratin. Și s-au rugat, pentru că soția sa era bolnavă, și s-a rugat noaptea. Avea o ferestrucă acolo, o fereastră, și a spus, Doamne, dacă Tu ești cu adevărat Dumnezeu ieri, astăzi și în veci, te rog să lucrești în dreptul meu. Avea o umflătură, un ganglion, am putea spune, da? La gât. A simțit o mână la rugăciune. Dar nu uitați, trezirea și mișcarea nu a venit atunci că ea s-a rugat, ci pentru că i-au crezut cuvântul, ce au spus alții, ce se scria din cuvântul Domnului din Scriptură și din acea broșură, pe baza Scripturii se aduceau dovezi, în mod speciale, că cuvântul Dumnezeu este ieri, astăzi și în veci. Nu numai puterea Lui, și cuvântul Lui. Și atunci ei au crezut, și pentru că au crezut, s-au pus la rugăciune. Deci, din cauza asta cercetăm Scriptura și predicăm Scriptura. Nu ca să ne facem capul mare, să devenim, în mod deosebit, căpoși. Căposul, teolog, nu știu care, nu. Nu, trebuie să devenim inimoși. Cuvântul să locuiască din belșug în voi, spuneam pe platforma Mesajului Trezirii acum seara. În voi, nu în mintea voastră. Când se oprește numai în minte și o poate să oprească cuvântul în minte, firea și nepocăința. Când sunt sfânt, când trăiesc în devoțiune, cuvântul cade, o vorbă din ortodoxie, cade, ajunge din minte în inimă. Și cum știu, două lucruri. Se vede pe ochi, că încep să lăcrimezi, și în pieptul tău simți focul Duhului Sfânt. Sau o anumită expresie a unui duhovnic a României trecut, care nu mai trecut la Domnul, spune așa, simți cuiul de foc în inimă. Aleluia. Asta parcă era pentecostal. Deși ne-o da nouă pe cocoșă, sectanți și așa mai departe. Dar știți cum spune coașa cu prorocia? Lua și e bun. Bă, aia nu e bun, ok, dar sunt și lucruri bune. Că nu e la pentecostal, domnule, dar ăla nu e pentecostal. Dacă ne uităm la baptist, domnule, dar ăla nu e ca pentecostal, baptistul, băi, acum așa. Ortodoxul, păi e ortodox, păi am văzut la ortodoxie, nu e bun. Dar ei nu cercetează, da, spune Biblia, cercetați toate lucrurile, să vedeți ce este bun. Și dacă este bun lucrul ăsta, aceste două semne am văzut și de la ei, da, și din bătrâni. Deci din bătrâni pentecostal și așa, uite, bătrânii ortodoxi la fel spun. Lacrima și cuiul de foc în inimă. Aleluia. Păi cum să nu e, că e biblic. O albine nu ia dintr-o singură floare. Păi nu, frate Adrian. Mai multe flori, ma să fie cuvântul Domnului. Trebuie testat ce din berea, nu din bere, cu unii dai și permis să mai bea câte o bere cu alcool sau fără. Nu, nu era din bere, din berea. Cercetau să vadă cuvântul Domnului, să vadă dacă ceea ce le se spunea era adevărat. Domnul să fie lăudat.
Da. Se pare că am și simțul omului câteodată la ora asta când sunt, când predic târziu. Domnul să fie lăudat. Trei, au chemat slujitorii Domnului. Deci au spus, Domnule, e treaba voastră cu Scriptura. Dacă voi citiți, voi să ne explicați. Noi n-avem lumină. Și de multe ori Domnul face trezire, într-o trezire se folosește de slujitorii Domnului. Și aici, dacă vă uitați, în vestul 4, veți găsi și vestul 7, o ceată întreagă de învățători. Într-o trezire, învățătorii au loc unul lângă altul, slujitorii. Se întâmplă ca unii slujitori să nu mai aibă loc, nici în biserică, nici între biserici. Da? Într-o trezire, oamenii ăștia au avut loc și fiecare tălcuiau Scriptura. Nu spunea unul e așa, Duhul Sfânt e putere, nu venea să spune nu, că Duhul Sfânt nu e putere, e persoană. Stai că răpirea va veni înainte de necaz. A, nu stai puțin că vă spun eu altfel cum stau lucrurile. Că după necaz, că așa spune, în data după aceea zi de necaz. Și i-a făcut praf pe toți, gălușcă. Nu! Toți aveau, cum spune Pavel, același fel de vorbire. Aleluia! Într-o trezire, toți vorbesc cu aceeași limbă. Când nu-i mai trezire, că nu-i Duhul Sfânt, apare erezia, unul așa, că nu așa și așa mai departe. Nu, când e Duhul Sfânt în unitate, numai în popor, este unitate și în predicatorii Domnului. Și numai, sunt trei niveluri importante. Este unitate cu cerul. Haleluia, slăviți să fie Domnul. Jerob era graud. Este unitate cu cerul, este unitatea poporului cu slujitorii, vina slujitori, slujitorii sunt uniți ei între ei și lucrătorii și poporul sunt uniți și Dumnezeu lucrează. Și atunci se răspândește, exact cum a spus acum aseară la frumos mesajul trezirii, că împărăția nu trebuie să fim a noi, trebuie să o răspândim, să o ducem afară, să ne deschidem ochii, să vedem nevoia, să ne rugăm. Rugați doar pe Domnul să ceru să scoată lucrătorul la săcerisul său, apoi spune să primim puterea, apoi spune să ne ducem, apoi mai spune ceva, să susținem lucrarea aceasta. Domnul să fie lăudat. Și un al patrulea lucru este că ei, numai Nemia, observați, data aceasta trece postul de la o persoană la o națiune. În nouă, Nemia 9 spune foarte clar, după ce s-a citit Scriptura, după ce s-a tălcuit Scriptura, după ce s-a împlinit Scriptura, spune cuvântul Domnului foarte clar că s-a pus la post. Și încă un lucru, și-a mărturisit păcatele. Și încă un lucru, și s-a pus la rugăciune. Exact, observați, parcă sunt lucruri similare cu exact ceea ce s-a întâmplat în mod deosebit în viața lui Nemia. Parcă cumva din Duhul lui Nemia, din ceea ce s-a întâmplat în Duhul lui Nemia, focul acela din inima lui a curs peste poporul Domnului. Și asta este taină, frate Adrian. Deci nu s-a întâmplat lucrurile la nimereală și că a vrut Domnul așa, cu Nemia într-un fel ăsta, nu. De aceea este amândouă exemplele în Nemia, pentru că de fapt focul ăla din inima lui Nemia se revărsa peste poporul Domnului. Pentru ceea ce nu știu, au venit pe ogoarele contra lui Zinzendorf niște anabaptiști, luterani și toți se certau. I-au adus în loc să se bucure, mă, ne-a dat un om deosebit, un om bogat, un om tânăr, un om deștept, un teolog, da? Și un om prosper, care ne-a lăsat pe ogorul noi. Nu ne punem pe ogorul cuiva, nu este vorba de lipsă de bun simț. Să ți primească cineva fără să plătești chirie, chiar să pună și o capelă să face slujbă și voi să vă certați la cineva în ogradă, să vă certați, mă, că nu cu păhărele, numai cu paharul. Sau cu cravată sau fără, sau cu botez, că nu trebuie botez. Să că în botezul în copilor mici nu e ok, numai invers. Asta era ok, dar era și invers. Dar se poate și botez cu copii mici și mai departe. Și ăștia nu știau, nu mai încăpeau câtă vânătaie era pe ei. Și ce s-a întâmplat? Când ne-a văzut contele Zinzendorf lucrul ăsta, a fost prăboșit în fața Domnului și a plâns și gata să-și sfâșie hainele. A spus, Doamne, ai dat un popor și știu că poporul tău e unit. Ceea ce văd eu aici este divizare și asta l-a sfâșiat. Acum asta dacă se ceartă doi, tot internetul știe. Atunci, pe vremea aceea, pe vremea contelui Zinzendorf, în anii 1727, când a avut loc trezirea spirituală, așa a pornit în mod deosebit trezirea. Că a ieșit din inima lui dragostea aia care îl sfâșia când vedeau că credincioșii se bat pe doctrine, pe nume, că la noi la luterani e bine, că nu, că la noi la anabaptiști, că nu știu mai care și mai departe, și numai creștinul erau sau nu o vedeau. Și prin trezirea acestui om, Zinzendorf, așa exact ca și cu Nemia, s-a vărsat din inima lui dorința aia după Dumnezeu de neprihănire și de a unității. Și când a văzut, mă, cum strigă ăsta ca un nebun, întoi de noapte, nu mai putut să doarmă.
îl auzea pe conte Zinzendorf în capelă, în biserică, dumneavoastră înțelegeți biserică. Se ruga și striga și așa cum spune aici, plângea și cocotea și se tânguia. Și când a auzit el lucrul ăsta, a spus, Doamne, a ascultat cu urechea, la ce să rugăciune? Ai milă, trezește poporul acesta divizat. Wow, se roagă pentru noi. S-așteptau ca Dumnezeu să le arate lor, să le iasă în cale, să le dea două bice, să, așa mai departe. Doamne, așa cum Tu iubești, așa iubești și eu pe ei și mă rog pentru ei, trezește-i. Le-a rămas la inimă lucrul ăsta. Și-au venit și ei și de acolo s-a născut lanțul de rugăciune celebru de 100 de ani. S-a născut misiunea celebră, ceea ce unii critici spuneau că nu a făcut toată biserica planetară în 200 de ani, cât a făcut ei în 20 de ani. Cum? Printr-un singur om. Aleluia. Prin Duhul Sfânt. Astfel de oameni caută. Și în Noul Testament nu caută numai un om, caută doi sau trei dacă se învăță pe pământ să ceară ceva. Glorie Domnului. Și vreau să închei, pentru că nu vreau să fiu mult, lung este de un frate Adrian. Spune Scriptura aceea că au venit în post și au mărturisit păcatele și sigur, cu siguranță că ei s-au închinat și s-au rugat. Niciodată nu a fost vreo trezire spirituală în încheiere aici și apoi va urma și fratele Adrian să aibă un cuvânt, un demn. Niciodată nu a fost trezire spirituală fără rugăciune. Rugăciunea este cumva generator, dar mare atenție, a spune altfel, este că teologii vorbind este greșit, nu generatorul, este magnetul. Generatorul este sus în cer, de acolo vine trezirea. Deci, rugăciunea atrage ploaia. Cel ce dă ploaie este Domnul. Să vă ploaie de acolo, de sus, Dumnezeu vă va da ploaie. Ați auzit? Dumnezeu vă va da ploaie. Dacă noi ne rugăm, vrea să spună, și ce înseamnă lucrul ăsta? Rugăciunea înseamnă să ridici o palmă așa. Și pentru că vede Domnul de sus din cerul, asta rugăciunea ta, că ridici o palmă, El vine și spune așa, uite darul meu. Asta e rugăciune. O mână întinsă. Doamne, umple-o. Aleluia. Nu că eu, rugăciunea mea a adus. Nu, nu, nu. Dumnezeu a adus. Rugăciunea este semnul că este ceva care crede că Domnul mai poate să facă semne și minuni. Și seara aceasta simt puterea Dumnezeu prezent aici. El va vindeca, va elibera, va lucra cu mare putere și așa cum a simțit de multe ori puterea Duhului Sfânt aici pe platforma aceasta. Cred că Domnul a făcut sfințirea acestei platforme, acestui studio. Și cred că în seara aceasta Dumnezeu, acolo unde sunteți în casa dumneavoastră, să face, vă spun, profetic un sanctuar. Iertați-mă că zic, sunt suflete care încă mai probleme cu țigara. Sfințiți-vă sanctuarul, camera. Chemați numele Domnului, aruncați la gunoi sau mâncați la bucătărie. Dacă sunt sticle, aruncați-le. Dacă sunt lucruri care zorzoane pentru trup, dați-le deoparte, pentru că poporul Israel spune foarte clar în momentul în care a vrut să cuia, să spune că și-au scos în mod deosebit ce? Podoabele de pe ei. Noi vrem pocăință cu podoabe pe noi, nu merge. Iertați-mă că spun, sunt direct. Dar știu un singur lucru, că astăzi și puțin pentru două sau trei persoane, nu una, Duhul Sfânt știe ce spun. Nu una, sunt persoane care acum unde sunteți face sanctuar, pentru că vom face noaptea aceasta, exact cum spune pe vremea lui Iisus, spune, oamenii au început să cheme numele Domnului. Și o altă parte spune, orice va chema numele Domnului în Noul Testament, ăsta este în Vechiul Testament. În Noul Testament, de ce să cheme numele Domnului? Orice va chema numele Domnului va fi mântuit. Cheamă-L pe Domnul în odaia ta în seara aceasta, ești nemântuit, Domnul te va mântui. Ești bolnav, te va vindeca. Ești robit, Hristos te va libera. Ești culcat la pământ, Domnul te va ridica. Nu te-ai rugat? Roagă-te! Rugăciunea este o mână întinsă în care Domnul vine să o umple. Aleluia! Domnul să fie lăudat. Chiar că simt puterea Domnului, mă opresc aici, frate, pentru că e un cuvânt pe care îl așteptăm și de la tine. Eu tot mai vorbeam deja vreo câteva ore să mai... ceva să-ți mai dea Domnul și ție. Știi cum a zis cineva, frate Adrian, mai zic și asta, când a venit la un beteag, un frate beteag în spital, a venit un frate vizitator și Domnul să te binecuvânteze, tot în spital era fratele săracul, știi? Și fratele acum așa din dragoste, iubească-te Domnul, zice, dar să mai iubească și pe tine. S-au zis, să vă spun altfel cum a zis-o, bă, Domnul te iubește, da, aia te încearcă el primul, dar mai iubească-te Domnul și pe tine, așa zice. Da, deci vis-a-vis de cuvânt acum, da, mă bucur că Domnul vorbește, dar vreau să vorbească și prin frații mei și nu numai unul vorbește și unul ascultă. Mă rog și vă rugați-vă ca Domnul să dea cuvânt și fratele Adrian, un demn sau cum a spus, ceea ce Domnul va pune pe inimă. Amin. Glorie Domnului. Frate Adrian, aleluia. Da. Seara aceasta
Aleluia. Pot să spun că Domnul a vorbit atât de frumos. Ne-a impresionat. Ne-a impresionat. Cuvintele care vin din partea lui Dumnezeu aduc trezire, aduc viață, aduc ridicare, aduc cercetare, aduc Aleluia, o vibrație. Amin. Aduc o vibrație în trupul acela care este, pot să spun așa, sufletul acela care este mort spiritual. Seara aceasta n-am cuvânt să spun eu, dar cred că Dumnezeu a adus cel mai frumos cuvânt. A adus cel mai frumos cuvânt, cuvinte care au putere, au valoare. Pentru că sunt cuvinte pe care Dumnezeu le-a adus pentru toți care sunteți aici. Slavă Domnului! Dumnezeu a hotărât un loc. Dumnezeu a hotărât o oră. Dumnezeu a hotărât o clipă. Nu că merităm noi. Nu că fratele Gabi ar merita sau că fratele Gabi, nu. Pentru exact. Că Dumnezeu este Domnul bun tot. Și El a hotărât o zi, un moment, o clipă. A hotărât această clipă să-ți vorbească ție și mie. Să ne întoarcem cu fața înspre El. Să plângem chiar atunci când vrem să ne apropiem de El. Aseară stăteam pe platforma Mesagerii Trezirii și spuneam că orice mărturie vine stând în genunchi înaintea lui Dumnezeu. Și m-ați întrebat pe mine, de ce crezi acest fapt? Mărturia vine atunci când stai pe genunchi. Când stai pe genunchi, generatorul începe să pompeze. Când stai pe genunchi, tu ceri. Iar Domnul vine și îți spune. Atunci apare mărturia. Atunci apare mărturia. Seara aceasta este o seară deosebită, așa cum știam, simțeam, pentru că Duhul lui Dumnezeu mi-a spus într-o secundă când am știut că nu am în seara aceasta un frate cu care să stau și să slujesc aici, într-o secundă contactează-l pe fratele Gabi. Și ca să văd și să observ că a fost din partea lui Dumnezeu, în câteva minute am primit răspuns afirmativ. Pentru că Domnul este bun din nou. Nu pentru că noi merităm ceva. Nu că ar merita ceva eu pentru toată lucrarea, nu. Pentru că Dumnezeu a făcut lucrarea și că Dumnezeu s-a îngrijit de voi. Și a folosit un om. Astăzi am în palmă această lucrare. Mâine poate Dumnezeu dă altuiva. Dar noi trebuie să stăm și să veghem. Noi trebuie să fim acolo. Și asta este pentru fiecare persoană în parte. Aș vrea să citesc în seara aceasta din Matei 27. Matei 26, versetele 74 și 75. Atunci, el a început să se blesteme și să se jure, zicând, nu cunosc pe omul acesta. În clipa aceea a cântat cocoșul. Și Petru și-a adus aminte de vorba care i-o spusese Iisus înainte ca să cânte cocoșul. Te vei lepăda de mine de trei ori și a ieșit afară și a plâns cu amar. Oare de ce? Oare de ce noi sau voi trebuie în viața noastră să cânte cocoșul
ca să ne dăm seama cât de rău stăm în fața Domnului nostru Iisus Hristos, care deși de atâtea ori ne-a atenționat și a strigat către noi: pocăiți-vă, întoarceți-vă la mine, veniți pe calea mea, cereți și se va da, cereți din abeți, din apa vie, eu sunt apa vie care vi se dă. De atâtea ori Iisus Hristos te cheamă, te caută, în momentele acestea a intrat în casa ta prin dispozitivul care l-ai în mână și te caută și în seara aceasta, și este clipa chemării, este clipa strigării, este clipa în care fratele Gabi a strigat ca să lași duhul de țigară și să te rogi ca Dumnezeu să-ți dea putere să te lași și să părăsești duhul de țigară. Și vine clipa, aștepți clipa în care să-ți cânte cocoșul și să mergi și să plângi cu amar, pentru că nu ai ascultat, pentru că nu ai înțeles că Iisus Hristos te-a atenționat și ți-a vorbit dinainte, așa cum i-a vorbit lui Petru, că el are să-ți spună ceva. Dar totuși, pentru că încă mai există o șansă în viața ta și încă mai există o șansă în viața noastră de creștini, Iisus Hristos, prin bunătatea Lui, îți mai dă chiar în seara aceasta o șansă. Vino și rămâi la altar. Privește înspre Iisus Hristos, mărturisește păcatul tău, uită-te la starea ta, veghează asupra ta, cere-i Duhului Sfânt să te cerceteze, cere-i lui Dumnezeu să vină în viața ta și să-ți vorbească, cere-i Domnului Iisus Hristos să te ierte cu lacrimi, așa cum Petru și-a cerut, și spune cuvântul lui Dumnezeu că a plâns cu amar. Dragi frați, aș vrea să vorbesc în seara aceasta despre plânsul acesta. Plânsul acesta, dragi frați, oare în viața voastră sau în viața mea? N-aș vrea să vorbesc doar de viața voastră, și aș vrea să vorbesc și de a mea. N-aș vrea să fiu prea îndrăzneț în seara aceasta. Oare în viața dumneavoastră mai plângeți cu amar? Vă mai uitați voi așa cum se uita Ieremia? Vă mai uitați voi la Dumnezeu? Îi mai vedeți voi sfințenia? Se pare, dragi frați, că Petru, deși a stat 3 ani și jumătate lângă Hristos, nu i-a văzut sfințenia. Nu i-a înțeles sfințenia, nu a probat cu adevărat pocăința. Și asta este cea mai mare durere. Asta este pierderea credinciosului pe cale. Este pierderea în ceea ce Dumnezeu vrea să toarne, să pună în tine, iar te pierzi pe cale pentru că nu veghezi, pentru că nu stai în genunchi, pentru că nu plângi. Și în momentul acela cântă cocoșul. Poate în seara aceasta cântă cocoșul în viața ta aici. Iisus Hristos te atenționează și spune: ia-o în serios. Ne uităm și mă gândesc în seara aceasta, dacă nu mai vezi măreția lui Dumnezeu sau nu mai poți privi din cauza multor lucruri care le ai asupra ta, din cauza că ți-ai încărcat mintea cu fel și fel de lucruri care efectiv ți-au virusat nivelul creierului, este momentul să ieși afară și te uiți înspre cerul lui Dumnezeu, înspre cerul lui Dumnezeu, înspre stelele pe care le-a lăsat pe cer. Și măcar că ar fi doar acelea, uite-te în jurul tău, încearcă să înțelegi cât de mare este Dumnezeu, cât de puternic este Dumnezeu. Încearcă să privești înspre Domnul tău, încearcă să vezi cu adevărat.
încearcă să nu pierzi. În seara aceasta aș plânge pentru mine în primul rând și aș plânge pentru noi toți. Pentru că de multe ori lucrurile care sunt lucruri de atâta valoare, sunt luate ca lucruri de apucat, sunt luate ca lucruri atât de simple, sunt lucruri care sunt atât de mari. Uitați-vă aici ce scrie în Apocalipsa 10, la pagina 1213. Uitați-vă aici, în versetul 9. M-am dus la înger și am cerut să-mi dea cărticica. Ia-o, mi-a zis el, și mănânc-o. Ea îți va amărâ pântecele, dar în gura ta va fi dulce ca mierea. Am luat cărticica, aici este foarte important. Am luat cărticica din mâna îngerului și am mâncat-o. În gura mea a fost dulce ca mierea. Dar după ce am mâncat-o, mi s-a umplut pântecele de amărăciune. Dragi frați, seara aceasta ne uităm, luăm cuvântul acesta, privim cuvântul acesta din seara aceasta, privim cu atâta dragoste, cu atâta bunătate, savurăm cuvântul acesta, este dulce ca mierea, este dulce ca mierea. Dar când mâine ne trezim și suntem în aceeași situație și începem să ne cercetăm, devine viața noastră, o vedem amară, în pântecele nostru, problemele noastre devin amare. Una este atunci când ne uităm la cuvântul acesta care ne aduce atâta dulceață, ne aduce de fapt împlinirea vieții noastre, ne aduce de fapt, ne împlinește în sufletul nostru, ne aduce dragostea lui Dumnezeu, ne aduce mai mult decât lumea ne oferă. Și când ne trezim în viața reală, ne trezim din nou în starea noastră, pentru că nu am vegheat și seara aceasta sună din nou și cântă cocoșul în seara aceasta în viața ta și în viața mea, ajunge amar. Cuvântul lui Dumnezeu nerespectat în viața ta ajunge amar. Ajunge amar pentru că îți dai seama unde ești. Dar pentru că ajunge amar și îți dai seama unde ești, este bine să ne uităm înspre Dumnezeu în seara aceasta și să ne rugăm, să strigăm pe Dumnezeu așa cum vorbește cuvântul lui Dumnezeu. Să ne uităm în seara aceasta așa cum vorbește Apocalipsa aici. Cărticica aceasta care este dulce ca mierea, este un fagure în seara aceasta. Cuvântul care a fost rostit prin Duhul Sfânt de Gabi a fost dulce ca mierea. Ne-a viorat sufletele, ne-a dus dulceață, ne-a dus tot ce avem nevoie. Pentru că de asta sunt și eu aici. De asta sunt, în primul rând, mă întăresc pe mine. De asta prefer să fiu cu Gabi. De asta prefer să aduc aici și să stau cu oameni care simt prezența lui Dumnezeu. Și nu contează ora. Nu contează ora. Dacă la ora 3 dimineața Duhul Sfânt îi spune și îl trezește, du-te în birtul de lângă tine, că acolo este un om care trebuie să-l scoți de acolo. El se trezește și se scoală de acolo, așa cum a fost Richard Vrumbran, care Dumnezeu i-a vorbit noaptea în toiul nopții și l-a ridicat și a mers în birt și acolo era un rus care Dumnezeu avea cu el de lucrat, avea un pistol la el și chiar dacă a avut pistol de Richard, nu s-a speriat de el și a rămas cu el la masă. Rusul îi spunea, ia și bea, și a spus, eu nu beau, eu sunt un om care îl iubesc pe Dumnezeu. De fapt, Dumnezeu a făcut legătura, Richard a răspuns. Seara aceasta Dumnezeu face legătura. Gabi a răspuns. Dumnezeu face legătura. Gabi a răspuns pentru tine.
Gabi ți-a adus în seara aceasta ce ai nevoie în inima ta, ce îți lipsește în inima ta. Și în seara aceasta cântă Cocoșul din nou, așa cum a cântat lui Petru. Să nu ne uităm doar la Petru, să ne uităm în viața noastră. Iisus Hristos te-a atenționat, Iisus Hristos te-a atenționat în seara aceasta. Iisus Hristos te-a atenționat toată săptămâna aceasta. Și astăzi cântă Cocoșul. Cântă Cocoșul. Aș vrea ca în seara aceasta, în rugăciunea care o vom face la final, să stăm în genunchi înaintea lui Dumnezeu și să plângem. Să plângem. Să plângem cu inima. Nu doar cu... Să nu plângem doar așa. Să plângem cu inima. Atunci apropierea Domnului este cu noi. Să vedem starea cu adevărat. Acesta este îndemnul meu. Este îndemnul meu, nu este îndemnul meu, este îndemnul care Duhul Sfânt mi l-a adus. Este de fapt strigarea care Dumnezeu o face în seara aceasta. Este chemarea care Dumnezeu o face în seara aceasta. Slavă Domnului! Așa cum spunea fratele că la Pauliș a fost o soră bolnavă, care a avut aici o gâlmă, era cancer, dragi frați. Ce putea să fie? Era cancer și Dumnezeu l-a vindecat. Așa am simțit și am ascultat, am auzit vocea în casa mea aici, când prezentă, când eram bolnav, în cele mai mari încercări, în cele mai mari suspinuri, atunci când m-am văzut cel mai căzut, cel mai, cum să spun așa, cel mai, eram, dragi frați, în toată, mă vedeam în toată pierderea, mă vedeam în pierderea financiară, mă vedeam în bolnav, încât nu eram, nu puteam să merg, atât de bolnav eram. Și în momentul acela, în cât m-am văzut, de fapt, nu că doar bolnav, dar atâtea lucruri au fost peste capul meu. Dar a fost un bun Dumnezeu cu mine, pentru că nici de acum nu pot să-mi explic, de atâtea ori mă întreb, cum oare Dumnezeu mi-a vorbit mie în felul acesta? Stăteam și vorbeam odată cu un predicator și îmi spunea, de atâtea ori, că au fost chemați oameni, dar mă gândeam de oare de ce Dumnezeu m-a chemat așa? Mă gândeam oare de ce Dumnezeu m-a chemat pe nume? Am stat și mă gândeam cum de-am auzit vocea aceea în casa mea. Aș vrea, dragi frate, să mai aud. Dar acea seară, acea seară a rămas o seară de aducere aminte pentru mine. Dragi frate, a fost Dumnezeu care mi-a vorbit. Și în momentul în care am fost și am plecat, așa cum mi-a vorbit Aleluia, Domnul în seara Domnului. Aceea și mi-a zis, mi-a spus atunci în momentul acela, cineva te așteaptă, eram bolnav, mă rugam și strigam, plângeam, dragi frate, nu era zi, moment, nu era oră ca să nu plâng. Și în momentul acela am auzit vocea, încât am stat să mă odinez și nici n-am apucat să închid ochii și 20 septembrie în viața mea rămâne ziua în care Dumnezeu mi-a vorbit. 20 septembrie anul, dragi frați, în 2015. Atunci am simțit și am auzit vocea. A fost momentul în care nu este o zi, nu este zi și vă mărturisesc, dragi frați, nu este zi în care să nu mă gândesc la acel moment. La acea voce care am auzit-o. Aș vrea să-i mai aud vocea. Voi vreți să-i mai auziți vocea, dragi frați? Vreți să mai ascultați vocea lui? Vreți să mai auziți vocea așa cum ați auzit-o odată de mult? Poate că Dumnezeu vrea în seara aceasta să-i auzi vocea din nou. Ca să auzi vocea lui Dumnezeu, să o asculți, drag frate, cu lacrimi. Este momentul în care Dumnezeu te cheamă. Este momentul în care Dumnezeu te cheamă. Am ajuns în seara aceea în biserica, a treia biserică, prima oară în viața mea într-o biserică pentecostală, nici măcar la ortodox n-am mers. Și acolo Dumnezeu m-a strigat și a spus, așa îți vorbește Domnul Dumnezeu care ți-a făcut chemarea prin Duhul Sfânt Adrian. Numele meu mi l-a zis. Asemenea lucrări vrem să le vedem. Asemenea lucrări vrem să le trăim. Dar toate aceste lucrări necesită
stăruință, așa cum spunea fratele Gabi, să stai în genunchi. Ne vom ruga la final, dar frate Gabi, știu că mai vrei să aduci ceva din partea lui Dumnezeu, simt, eu când simt, știu că Dumnezeu vrea să spună ceva în seara aceasta în continuare și îți las, te rog. Da, frate Adrian, nu știu dacă treaba cu vrutul, se poate, dar cu vrutul aș vrea să mă odihnesc, dau exemplu, în fine, eu înțeleg ce spui, de disponibilitate, da, așa, sunt disponibil, nu zic, Domnul să lucreze. În partea finală, pentru că am observat fratele Adrian, s-a simțit și simțit prin Duhul Sfânt că nu vrea să facă o chemare cuiva, să vrea să-i vorbească, să-l cerceteze. Și numai să-l cerceteze, în mod special, cercetarea Domnului înseamnă cel puțin două lucruri pentru două categorii de oameni. Să fim simplu, de multe ori plați vorbesc foarte concret, poate sistematic pentru unii, dar așa este de multe ori ordonat, pentru că Domnul vorbește cu claritate. Trebuie să vorbim, cuvântul Domnului este clar. Ce înseamnă claritate sau chemarea Domnului, în mod special trezirea, în mod special pentru un om nepocăit? Ce ar putea să însemne? M-a întoarce la Domnul, nu? Simplu. Amin. Iar pentru cel care este pocăit și întors și care o a țipit și cam orică spiritual, să știți că este vremea să trezească, să, la închinare, la rugăciune. Trei lucruri importante am observat, în mod special, care mi-au spus frații care au fost treziți, în mod special cu platforma Mesajele Trezirii. Unii, spus așa, au fost treziți la rugăciune. Amin. Și au văzut că dacă ei se roagă constant cu noi, Dumnezeu le ascultă rugăciunea. Doi, la o viață i-a dus la o hotărâre, așa cum spune Daniel 1 cu 8, s-a hotărât să nu se spurce. S-a hotărât să ducă o viață mai curată, mai sfințișoară, un pic decât o dus-o până acum. Până atunci se jucase cu păcatul, după aceea au luat mai în serios pocăința, așa ne-a spus. Și alții, în al treilea rând, trezirea a însemnat pentru ei și-au dat seama că au trecut 20-30 de ani de pocăință și nu au făcut prea multe pentru Domnul. Și au zis că măcar acum, cât finalul vieții sau măcar acum, după 20 de ani, să începem să facem și noi ceva împreună cu voi. Domnul să îi binecuvânteze. Deci cam asta ar însemna simțire practică și trezire practică, mai degrabă, asta am vrut să spun. Dar cu privire la chemare, asta era ideea, am simțit în modul simplu că ceva Domnul vrea să-l cheme. Eu zic că la Domnul. Când e vorba de o chemare la mântuire, nu înseamnă că omul ăla e nemântuit, este cineva. Sau unii poate care chiar cred în mod special că sunt mântuiți și poate nu au fost niciodată mântuiți. De-aia spune, cercetați-vă să vedeți dacă sunteți în credință. Biblia spune, cine are pe Fiul are viață veșnică. Dar nu uitați, dacă după două luni, după un an de zile, ai rămas în Hristos sau n-ai mai rămas în Hristos și ai fost în Hristos și n-ai mai rămas în Hristos, se poate că o spune în Ioan 15, se usucă. Și dacă mai rămâi mult uscat, ce se va întâmpla? Vei fi tăiat și aruncat în foc. Noi așa cunoaștem că rămânem în El. E un cuvânt foarte caustic, deci foarte adevărat, dar trebuie să ne trezească. Deci te duci la trezire, nu la deznădejde. În 1 Ioan spune foarte clar, noi cunoaștem că am rămas în El, în Hristos, exact o continuare a lui Evanghelie după Ioan, că e același evanghelist și vorbește pe aceeași limbă și cumva își continuă învățătura. Dacă în Ioan 15 spune foarte clar, da, suntem chemați să rămânem în Hristos, cum? Prin cuvântul Domnului și rugăciune. Dar cum știm cu adevărat că am rămas în Hristos? Spune foarte clar, prin faptul că în mod deosebit noi trăim așa cum a trăit Iisus. Asta e foarte usurătoare treabă. Bă, dar cine poate să trăiască cum a trăit Iisus? Iată că se poate. Se poate că un om ca apostolul Pavel care spune nu mai trăiesc eu, Hristos trăiește în mine și Pavel spune călcați pe urmele mele, că și eu calc pe urmele lui Iisus Hristos. Și din păcate, nu că din păcate, pentru mulți, spre dezamăgirea multora, ăsta este adevăratul semn, cu adevărat că suntem alipiți de Hristos prin faptul că facem și trăim cum a trăit Hristos. Și zic ca Domnul să ne ajute la aceasta. Lezat de chemare, doar ating câteva lucruri din vindecarea unei femei cu scurg de sânge. Știți cum s-a mântuit femeia aceasta? Ea nu știu că e nemântuită, nici știu dacă avea multe cu mântuirea, ea avea un singur lucru, o problemă, scurgere de sânge. Și o vin la Domnul, știți cum se vine la Domnul? Unul cu problema ta. El a venit cu o problemă, tot o vin la medici, urma săracă, o foia bogătașă puțin, că dacă și-a dat toată averea la săraci, înseamnă că au avut ceva. La săraci, la doctori, la săracea socială. Bun. În al doilea rând, spune Scriptura că s-a hotărât, am să mă duc pe dinapoi. Și știu că dacă mă voi atinge de ea, de el, iertați-mă, ia. Dacă se va atinge de el, voi fi vindecată. Aparent prima dată este credința, vom vedea mai târziu credința ei. Credința a făcut lucrul ăsta, dar ea s-a hotărât. Deci i-a luat ei mandin și s-a hotărât. Deci a venit cu problema ei, așa se vine la Domnul. Când vii la Domnul, vii cu problema ta, nu vii cu problema vecinului.
Dacă tu nu ești mântuit, ce să te dorești tu pentru altul? Doamne, mântuiește-l pe ala. Tu în foc și izbăvește pe vecinul din foc. Nu. Scapă-te tu de acolo. Asta e prima dată. Vină cu problema ta. Nu a tatei, nu a mamei, nu a pruncului, nu. Tu personal, mântuiește-ți, scapă-ți viața, spune în Cartea Genezei. Doi, în al doilea rând, hotărăște-te. Așa se vine, hotărât. Daniel s-a hotărât. Hotărăște-te și tu în mod deosebit. Cum îți poți mântui sufletul? Trei, a venit cu smerenie, a venit pe dinapoi. Nu pe dinainte. Eu, păcătoasă, știți că după lege nu avea voie. El cam întina pe Fiul lui Dumnezeu, nu? După lege nu avea voie să atingă. Avea tratament, exact același tratament ca și cu leprosul. Necurat, 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 trebuia să strige necurat, nu că să vină asupra, mai ales a Fiului Dumnezeu. Deci noi, de multe ori, mai citim acolo. Noi altfel citim noi, că suntem obișnuiți cu tradiția noastră pentecostală baptistă, dar evreu, când aude treaba asta, o femeie cu scurt de sân să fie în mulțime, e o mare tragedie. Da, să se apropie, așa a zis, Fiul Dumnezeu. Păi putea să se întineze? Păi evreu asta spune, nu? Păi l-a întinat, mă, pe Fiul Dumnezeu, ăla al vostru, al pocăiților. La slavă Domnului că Iisus Hristos a nemicit boala. Aleluia, amin. Nu l-a întinat, ci din contră, a făcut ca din Hristos să iasă o putere. A spus, Domne, s-a atins cineva de mine. O cine zice, Doamne, acum tu nu vezi tu, nu? Tu ești mare învățător, ne faci pe noi să te învățăm pe tine, dar tu nu vezi mulțimile în jurul tău. Aleluia. Și a spus, nu, cineva s-a atins de mine. Aleluia. Și în seara aceasta ai ocazia să te atingi de Hristos, nu de Adrian, nu de Gabriel, nu. Te chem la Domnul, te chemăm la Domnul. Să vii, să-ți deschizi inima, spui, Doamne, recunosc că sunt păcătos, recunosc Amin. Că sunt păcătoasă. Cred în Tine, că Tu ești Fiul Dumnezeu. Cred în Tine că Tu ai murit pe crucea din Golgota. Nu Tata s-a pus pe cruce, nu Duhul Sfânt, ci prin voia Tatălui, prin puterea Duhului Sfânt. El s-a pus pe cruce pentru Tine și pentru mine. Nu numai pentru noi, și în locul Tău. Și în locul meu. Interesant, două lucruri distincte. Din păcate care ne-a scăpat așa. Și apoi punctul 4, a venit cu credință. De-aia a spus Hristos, credința ta te-a mântuit. Și în al cincilea rând, și ce-ați făcut? Ce-a făcut? A schimbat legea priorității. Asta parcă era soră, era neam corbul Bartimeu. Când tot norodul, frate Adrian, vă dați seama și ce de pe live, când tot norodul nu a reușit să-l oprească pe Iisus. Orul Bartimeu, ăla mirositorul, săracul, cerșetorul, numai începe când auzit că trece Iisus, aleluia, se strigă, Iisus Hristos, Fiul lui David, taci mă, Bartimeu, mai tare, no, treaba voastră, eu sunt cu ale mele, eu sunt cu Hristosul ăsta, eu îl vreau pe Hristosul ăsta, eu vreau să vin în viața mea, eu vreau să mă vindece, vreau să umblu după acest Hristos, vreau să-l văd, aleluia. Și dacă o mulțime întreagă n-a reușit să-L oprească pe Domnul Iisus Hristos, iată că un orbul Bartimeu, un cerșetor, a reușit să-L oprească pe Iisus. La fel, Hristos nu era în drum spre femeia asta. Ea se oprește în drumul spre fiica lui Iair. A schimbat prioritățile. O mai scăzut un pic din puterea lui Iisus pentru vindecarea sau pentru învierea fiicii lui Iair. Că din mine a ieșit o putere. Slavă Domnului că Domnul se consumă așa. A avut putere și pentru vindecarea, eu a avut putere și pentru învierea fiicii lui ei, să vin să fie Domnul. Dar interesant, oricum, i-a schimbat priorității. Era spre drumul acela și iată că în drumul acela l-a făcut pe Hristos să se oprească din misiunea care deja o avea înainte. Spunea, stai că după ce termin cu cazul ăsta, tu ești cazul numărul 2. Vii la urmă, Amin. Mai vorbim și facem programare. Nu. Ci în mod deosebit, Hristos a binecuvântat-o. S-a bucurat, Domnule, s-a atins ceva de mine. Ce credință a putut să aibă acea persoană? Domnule, în timp ce mă duc spre o lucrare, ies o putere și lucrează așa, fără, în ghilimele, fără mine, că și el știe așa. Și să lucreze direct pe îndrept în mulțime. Numai Domnul putea să facă lucrurile, numai o credință adevărată putea să miște mâna lui Iisus Hristos, mâna lui Dumnezeu. Aleluia. Și închei cu acest lucru, credința aceasta a făcut două lucruri cu femeia aceasta. Unu, a vindecat-o și doi, a mântuit-o. Pentru că găsim doi evanghelii care spune una că a fost mântuită și alta și chiar în textul nostru, Matei 9, spune îndrăznește fric, credința ta te-a mântuit. Amin. Lăudați să fie Domnul. Deci asta am primit, facem chemarea aceasta în numele Domnului, cei care sunteți pe live, cei care sunt poate nepocăiți, ne întoarci la Domnul, ne botezați, încă te mai joci cu țigara, mai pui mâna pe sticla de băutură sau poate alte probleme, sau poate droguri, orice problemă ar fi și orice viciu avea. Te chemam să vii la Domnul, tu nu te poți elibera. Eu nu te pot elibera și frate Adrian nu te poate elibera. Ceea ce te poate elibera este Domnul. Amin.
De aceea, în seara aceasta, te chemăm să vii la El. De ce? Pentru că El are putere și din Domnul va ieși o putere. Atingi de prin credință de El și El te va mântui, te va vindeca dacă ești bolnav, te va elibera dacă ești robit și așa mai departe. Te va duce la lumină dacă ești întuneric. A Domnului să fie slava, cinstea și mărirea în veci de veci. Amin. Frate Adrian, fie ca Domnul să ne asculte rugăciunile, pentru că noi am vorbit ce s-a putut face ca oameni, mai mult de atât Dumnezeu este Cel să va lucra la rugăciune. Amin. 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 Așa este. Aleluia. Seara aceasta vreau să citesc câteva din cauzele care sunt, dar înainte să citesc, vreau să anunț așa. Seara de astăzi este în momentul acesta și înregistrată și totodată este transmisă pe Facebook, înregistrată pentru a fi pusă pe canalul de YouTube. Iar totodată seara aceasta o puteți urmări și pe, dacă ați intrat mai târziu, și pe site, probabil mâine voi pune și pe site, pe www.radiosalm.ro. Vedeți acolo jos, în dreapta voastră este site-ul pe care puteți să-l accesați. Și totodată, în seara de sâmbătă, părtășia de sâmbătă, seara, acolo la divizia aceea, acolo o să vedeți toate seriile de sâmbătă încărcate acolo. Până ne rugăm, vreau să citesc cauzele care sunt trecute, voi trece așa peste ele, peste toate, și voi citi câte pot din ele, apoi ne vom ruga. Amin, amin.